Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Nicu Covaci. Bună ziua, doamnelor, domnilor, bine ne-am regăsit la o nouă ediție a emisiunii La Obiect. Avem deosebită plăcere de a discuta astăzi despre situația administrativă din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu, alături de domnul Ionuț Jilăveanu, șef serviciu gospodărie comunitară. Stimate domn, bună ziua, bine ați revenit la noi în studio. Iată, după o pauză de ceva timp. Bună ziua, bine v-am găsit. Iată-ne în a doua parte a lunii februarie 2020 și cum discutam și înainte de începerea emisiunii, o iarnă până acum destul de liniștită, o iarnă ce nu a pus chiar prietenoasă, aș putea să spun. Mai mult decât prietenoasă, o iarnă ce nu a pus probleme absolut deloc administrației de aici. Pentru noi prietenoasă chiar și din punct de vedere financiar, că nu au mai fost făcute acele cheltuieli cu activitatea de zăpezire. Sigur, am avut utilaje în așteptare, dar costurile sunt extrem de reduse față de ce presupune o iarnă serioasă. Sper să nu mai vină zăpada. Acum noi deja am dat drumul la, hai să spunem, lucrările de primăvară, de vopsitorii, o să începem cu marcajele pe toate străzile, cu marcajele trecerilor de pietoni, longitudinale, transversale, diverse. După ce s-a aprobat bugetul, în zilele trecute, deja am demarat procedurile de achiziție pentru toate lucrurile acestea. Și am demarat și noi să achiziționăm vopseaua și să trecem la realizarea acestor marcaje. Ori, în momentul ăsta, ar fi destul de rău pentru noi dacă ar mai veni zăpadă. Cum se prezintă anul 2020, iată, după aprobarea bugetului, prin prisma provocărilor pe care le aveți în față, prin prisma serviciului pe care îl conduceți? Care sunt principalele direcții spre care veți merge acum, iată, după aprobarea bugetului? În principal să spun, cea mai mare parte a activității presupune parte de salubrizare, igienizare. După, într-adevăr, după perioada de iarnă, trebuie făcute astfel de lucrări. Cealaltă prioritate ar fi întreținerea spațiilor verzi și realizarea unor plantări atât de necesare. Am reușit la buget și Consiliul Local a stabilit o sumă pentru astfel de lucrări, de plantare, de întreținerea zonelor verzi. Am repus pe planul lucrărilor edilitar gospodărești acea achiziție de servicii de stabilire a sănătății arborilor din municipiu. Săptămâna viitoare vom trimite la biroul de achiziții caietul de sarcini pentru această lucrare. E o lucrare extrem de necesară, mai ales pentru Parcul Central, așa încât să putem stabili cât de sănătos sunt arborii noștri și ce anume trebuie să facem pentru fiecare în parte. S-a mai dus vremea de lucru după ureche, așa știți. Așa încât, în urma acestor scanări sau, determinări făcute de oameni de specialitate, să știm exact cum trebuie să intervenim asupra unui arbore. Vă spuneam de partea de salubrizare. Sunt diverse zone în oraș care, unde avem probleme, și să știți că sunt probleme destul de mari, cu apariția acelor depozite deșeuri necontrolate.
în special de deșeuri din, din construcții, dar apar și... Da, asta e o meteahnă a noastră, a românilor, da, de a nu solicita sprijin din partea celor care pot să facă acest lucru și să depozităm la întâmplare. Într-adevăr, imediat ce dă căldura, vedem practic cum apar sacii aceia imenși puși lângă. Exact. Uneori chiar nici măcar puși decent lângă tomberon, ci pur și simplu împrăștiați. Trebuie să vă spun cinstit câteodată, chiar nu mai facem față. Da? Sunt de acord cu dumneavoastră. Uitați-vă și la punctele de colectare din oraș. Nu vorbesc neapărat de zonele, eu știu, pe câmpuri unde apar acele depozite necontrolate, dar chiar și lângă puncte, în punctele de depozitare. Oamenii nu mai folosesc acele clapete de la, mă refer aici la acele sisteme subterane. Preferă să le arunce acolo lângă și vă dați seama, mai bate vânt până vine să ridice a doua zi operatorul, se împrăștie, vin câini probabil și mai împrăștie gunoile și rezultă un aspect dezolant așa. În egală măsură, mă scuzați că vă întrerup, știu când domnul Luis Popa se ocupa de acel serviciu privat de colectare a deșeurilor, știu că au fost câteva cazuri în zona de Barcader, cartierul în care și eu stau, unde saci imensi de moloz, de tot ceea ce rezultă din construcție, au fost aruncați efectiv în acele e o mare problemă locuri, pentru că stricându-se întreg mecanismul, da. Fiind foarte grele să strică acel sistem hidraulic, mai mult decât atât, dacă îi aruncă în ghienă, odată cu descărcarea acelei ghiene în mașină, sunt foarte mari șanse să strice efectiv sistemul hidraulic al mașinii. Mă rog, încercăm să facem față. Vreau să spun că e și poliția locală alături de noi și acolo unde depistează astfel de chestii, chiar iau măsuri. V-am spus, nu numai la punctele de colectare stabilite în cartiere, dar și în zonele în care apar depozite necontrolate. Mă refer aici la zona Narciselor, zona Capitan Buzatu, mai nou în zona Slobozia. Și apropo de zona Narciselor, la ultima acțiune complexă de... Anul trecut la Lesbui, da, au fost... Am mers alături de colegii noastre din primărie și am văzut sute de saci, da, ridicați de acolo. E noaptea minții ce e acolo. Trebuie să știți că ridicăm lunar din... Sunt din convins? Suprafața este extrem de mare, nu poate fi până la păzită toată. În momentul în care poliția locală merge într-o anumită zonă, foarte simplu să mută într-o zonă un pic mai departe și tot timpul trebuie să alegi după ca să desfințezi aceste depozite. E păcat că banii aceștia ar fi putut fi folosiți în alte activități. Sper ca la un moment dat să se rezolve această situație. Lucrăm în momentul de față la un regulament în ceea ce privește aceste deșeuri din materiale de construcții. Odată cu emiterea autorizației de construcție pentru beneficiar, fie el persoană fizică sau juridică, vom impune ca deșeuri rezultate să ajungă la depozit ecologic. Bineînțeles, este procesat și chiar folosit pentru copertarea celulelor de deșeu, cu verificări încrucișate, adică în momentul în care persoana termină lucrarea și trebuie să facă recepția, trebuie să și dovedească faptul că a dus deșeul rezultat la depozit ecologic. Și aceleași verificări le putem face în depozit, putem să vedem dacă chiar a dus ceea ce declară, chiar a dus acolo, pentru că acolo se încântărește absolut tot. Corect, și nu poate fi lucrat caleală. În cazul în care nu se întâmplă acest lucru, vor fi aplicate amenzi destul de mari pentru acești oameni. Lucrăm, cum vă spuneam, lucrăm la acest regulament, o să fie... Cred că într-o lună de zile va fi publicat pe site-ul primăriei și după aia va urma aprobarea în Consiliul Local. Și ce este de dreptul supărător? Vorbeam cu mulți primari de unități administrative teritoriale și din afara orașului, primari de comune,
Și toată lumea spunea, da, domnule, amenzile sunt ok, ca în quantum, poate că ar trebui chiar mărite. Problema este că se recuperează greu. Dai o amendă de, nu știu, de 500, de 1000 de lei unui om că l-ai prins că a aruncat o căruță de molos, de mizerie, într-un loc impropriu. Însă, deseori, recuperarea acelei amenzi de către administrația publică locală respectivă îngreunează foarte, foarte mult procedeul. Nu credeți că ar trebui lucrat aici, din punct de vedere legislativ, de la nivel central spre teritoriu, evident, astfel încât... Aș vrea să dau un exemplu. Aceste amenzi, conform legii, se pot transforma în ore de muncă în folosul comunității. Mai puțin la acele ore de muncă stabilite de procuratură sau stabilite printr-o hotărâre penală. Acestea sunt stabilite prin hotărâri civile. Legea în momentul de față pentru astfel de contravenții transformate în ore de muncă în folos comunității nu are finalitate. În ce sens? Judecătorul dispune transformarea amenzii într-un anumit număr de ore. Persoana respectivă ar trebui să vină să presteze această muncă, dar nu se prezintă. Facem eforturi și noi, dar și poliția municipiului pentru a-i aduce la muncă și a, eu știu, ca să presteze aceste ore. Dar dacă nu se prezintă, nu ai ce să-i faci. Poftim. Adică, până la urmă, mizez pe bună credință acelui om. Și pe decența ei, da, de a se prezenta la... Bineînțeles, lucrul acesta nu se întâmplă la celelalte ore stabilite în urma unei hotărâri judecătorești. Mă refer aici la un proces penal sau la cele dispuse prin ordonanță de procurări. Nu. Acestea se execută toate, 100%. Pe când celelalte, unde... Omul, până la urmă, cred că știe că nu poate... Nu are ce să-i se facă. Da. La această lege ar trebui un pic umblat. În așa fel încât, în cazul în care nu prestează, să existe o altfel de măsură. Probabil că orele pot fi retransformate înapoi în amendă și ajungem în aceeași situație, nu recuperezi... Și ne învârtim în jurul cozii. Sigur. Această lege chiar ar trebui modificată. Da, se recuperează destul de greu, dar interesul nostru nu e să dăm amenzi. Corect. Deci nu, cum să spun, știți cum se spunea odată, avem un plan de amenzi, nu există așa ceva. Chiar vrem să nu dăm amenzi. Dar fără a aplica aceste sancțiuni, nu pot să elimine aceste fenomene. Până la urmă, cum să spun, omul se conformează doar în momentul în care știe că îi sar ceva bani din buzunar. Încă o dată spun, nu vrem să dăm aceste amenzi, ar fi foarte ok pentru noi că nu mai facem costuri, să nu mai existe astfel de zone unde să depună. Vă dau un exemplu, zona Slobozia, unde astă toamnă am igienizat o zonă destul de mare acolo, în momentul de față este plină iar. Și n-au trecut decât câteva luni. Da. E adevărat, a fost iarnă bună și s-a putut lucra peste tot și toți au dus astfel de deșeuri acolo. Avem și o zonă stabilită pentru deșeuri de depozite din construcții. În zona termocentrală, stabilită încă din 2007 printr-o hotărâre a Consiliului Local. Dar știți cum... ar fi cam mult transportul și preferă să-l arunce baiura pe câmpuri. Da. Acolo noi avem un buldozer care în permanență nivelează. Evident, nu primim decât materiale, rezultate în urma unor activități din construcții. Nu intră aici, eu știu, deșeuri menajere, plastice. Normal, noi nu primim nici măcar acele resturi de polistiren, eu știu, pentru care folosim la termosistemul. Dintr-o construcție. Da. Deșeurile inerte. Deșeurile inerte de construcții. În momentul de față avem discuții cu operatorul de salubritate, se doteze și proaia că în 2-3 luni maxim se vor dota cu un concasor de capacitate mare, astfel încât aceste deșeuri să fie duse direct la depozitul ecologic. Iar ei pot valorifica aceste deșeuri prin copertarea celulor în care se depozitează deșeul în momentul de față.
Pe noi ne-ar ajuta foarte mult pentru că nu vom mai fi nevoie să cheltuim bani pentru aceste activități de ecologizare. Așa este, vorbeați sau trimiteați dumneavoastră la ceea ce ne strică pe noi românii ca nație de foarte multe ori, în foarte multe cazuri, anume mentalitate. Voiam să vă dau exemplu, l-am mai spus, cred, odată de aici, de la acest microfon. Veneam din Germania cu niște prieteni, am întâmplarea făcut să mergem în spatele unei mașini, cam o parte din Germania și o bună parte din Ungaria. Totul ok, s-au comportat exemplar cei din față. Când au intrat în România, au trecut de vamă, s-a lăsat așa un gemuleț pe o parte, la șofer a aruncat ambalajul de țigare, deci pachetul de țigări mototolit, de partea cealaltă un ambalaj de bere sau de suc, oricum doză metalică. Adică iată ce înseamnă să traversezi două țări unde știi că dacă faci așa ceva, ești, ai o mare problemă, în mod cert. Intri în România, te îndepărtezi de vamă 5 km și imediat arunci deșeurile. Iată ce înseamnă o mentalitate păguboasă. Așa e. Din punctul meu de vedere. Din păcate, încă o dată spun, folosim bani care ar putea fi folosiți în, cu totul alte proiecte sau pe alte priorități. Așa este. Luna martie, din tradiția anilor trecuți, este cumva numită generic luna curățeniei. Da. Se pregătește UAT-ul, în cazul nostru, municipiul Târgu Jiu, de ceea ce înseamnă sosirea primăverii și a sărbătorilor pascale, evident. Sigur, o să avem și noi acțiuni, în general prin operatorul nostru, prin Edilitara, dar să știți că și noi în trecut am avut sprijin de la cetățeni, fie că sunt din zone de blocuri, fie că sunt din zone de case. Și în acest an o să demarăm pe în data de 15 martie o astfel de acțiune, așa încât să reușim să periem toate cartierele din municipiu și să hai să spunem, să dăm o față proaspătă, așa cum face omul înainte de Paști în casa lui, să același lucru să-l realizăm și noi în oraș. Prin acele vopsitorii de, eu știu, toate elementele de la sistemul rutier, mă refer aici la stâlpii de susținere de la indicatoare, balustrăzi, eu știu, la poduri, peste tot am demarat deja aceste acțiuni de vopsitorii, așa încât să schimbe un pic fața orașului în primăvară. Așa este, fără îndoială, sunt necesare astfel de lucrări periodic, iată, ales acum că vine primăvara. Ați pomenit în debutul discuției noastre despre principala oază de verdeață a orașului, anume Parcul Central, un loc frumos, un loc unde poți să petreci ore chiar plăcute. Văzusem în presa locală, am văzut acum două zile, după acea ședință de Consiliu Local, că s-a aprobat finanțare sau s-a aprobat buget pentru ceea ce înseamnă un pasaj acolo, un pasaj care să decongestioneze, să spunem, situația în zonă. Aveți idee cam cât ar... E vorba de pasaj pietonal, nu pasaj auto. E o lucrare care va fi derulată de colegii noștri de la Serviciul de Investiții. Nu sunt foarte familiarizat cu ceea ce se va întâmpla. Probabil că vor urma procedurile, eu știu, de elaborarea studiului de fezabilitate, da. Aprobarea indicatorilor tehnico-economici, proiectare, execuție. Odată ce este prins pe lista de investiții, cu siguranță se vor demara, bineînțeles, cu respectarea procedurilor legale în vigoare. Am înțeles. Vă aflați în fruntea serviciului pe care îl gestionați de o bună bucată de timp. Care au fost marile provocări de care v-ați lovit, pe care le-ați avut în față, o dată, și doi la mână, cât de dificilă este munca zilnică cu omul? Știm că între a alege să lucrezi cu un utilaj sau cu un om, cu utilajul este mult mai simplu de lucrat. Când apar oamenii, apar, să spunem, orgolii, apar dorințe, apar aspirații, lucru care într-un colectiv, să spunem, trebuie gestionat eficient. Da, până la urmă toți preferăm să lucrăm mecanizat. Ai cu totul altă productivitate. Sunt și lucrări care trebuie făcute manual. Mă refer aici la, în general, la
nu neapărat la partea de salubritate, dar și la spații verzi. Bine, și acolo ne ajutăm de utilaje. Așa, avem extrem de multe cereri din oraș, de la cetățeni, pentru o lucrare sau alta. Sigur, la unele ajungem mai repede, la altele mai târziu, până la urmă nu avem resurse nelimitate, așa încât să rezolvăm totul foarte, foarte repede. Mai ales că, încă o dată spun, trebuie să respecti anumite proceduri legale, adică să ai niște sume prinse în buget pentru a putea să faci acea cheltuială. În momentul în care nu ai sume prinse, trebuie să aștepți acele rectificări, să le prinzi și să poți interveni. De-aia spun că sunt anumite aspecte pe care nu... Să spunem că sunt bătaie mai lungă, nu pot fi rezolvate de azi pe mâine. Da, sunt și aceste mici lucrări care se pot face de azi pe mâine, pe care, încă o dată spun, cu număr limitat de oameni încercăm să le rezolvăm. Activitatea mea la serviciu de gospodărie comunitară se desfășoară în proporție de 90% prin operatorul nostru, prin edilitarea public, unde Consiliul Local este acționar unic, are 100% din acțiuni. Întocmim acele programe anuale de lucrări pe teritar gospodărești și avem un anumit timing. Sunt stabilite clar perioadele în care se execută o lucrare sau alta. De exemplu, acum vom demara partea de reparații și întreținerea străzi. Nu mă refer aici la partea de modernizare de străzi, care presupune realizarea unor cheltuieli de capital, ci doar realizarea unor cheltuieli curente de întreținere, frezări, plombări, ridicări la cotă a căminelor, schimbat unele borduri deteriorate sau, mă rog, foarte, foarte multe aspecte de acest gen. Sunt activități care au continuitate. De cele mai multe ori lucrăm și sâmbătă și duminica, așa încât să... Da, practic nu aveți, să spunem, timp de odihnă, lucrați la foc automat. Nu se poate spune că, uite, domnule, de astăzi până luni, la reluarea programului, nu avem activitate. Apar tot felul de situații. Da, care trebuie să rezolvate în timp util. Dau exemplu, de partea de iluminat. Se pot întâmpla anumite defecte care ar întrerupe iluminatul public în mai multe zone din oraș și atunci, împreună cu cei de la CEZ, cu echipelor lor de intervenție, cu echipa noastră de intervenție, să ne completăm unul cu altul și cu unii pe alții și să reușim să punem în funcțiune aceste sisteme. Mă bucur că pe partea de iluminat public am reușit să accesăm acele fonduri europene și că se va da drumul la reabilitarea iluminatului, etapa 1, vorbesc aici de tot ce înseamnă stradă principală, cu schimbarea acestor lămpi existente cu, sunt becuri cu vapor de sodiu, care au fost ok la vremea lor, însă acum sunt depășite. Acum sunt depășite, să le schimbăm cu aceste sisteme cu LED, care nu numai că te ajută să-ți reduci drastic costurile pe cheltuielile pe energie, dar au și o perioadă foarte mare de garanție. Și cred că sunt și destul de prietenoase cu mediul înconjurător. Cu siguranță, dar nu ai nevoie decât să faci minime lucrări de mentenanță lor, să deschizi acele lămpi, să cureți dispersorul. Corect. Sau, dar nu ești nevoit să faci cheltuieli pentru schimbarea lămpilor, droselor sau ignitelor, cum sunt la celelalte, da. Cu cât vom schimba mai multe în oraș, cu atât ne vor scădea costurile pe acest serviciu public. Încă o dată mă bucur foarte mult că în sfârșit putem da drumul la această reabilitare. Bine, lucrarea va veni, se va derula odată cu celelalte lucrări pe fonduri europene. Nu sunt derulate de serviciul meu. Sunt derulate de serviciu investiții, în principal.
Dar mă refer aici la partea de troleu. Da, da, da. Unde, într-adevăr, va fi un sistem integrat extrem de interesant și cu siguranță așteptat de către Târgu Jieni și nu numai, pentru că municipiul Reședință de Județ este punct de popas sau de tranzit pentru toți gorjenii, în primul rând. Noi mai avem o problemă deosebită în oraș, mă refer aici la trafic. O mare problemă. Foarte mare problemă, într-adevăr. Vreau să spun că din ultimele informații în municipiul Târgu Jiu sunt înregistrate în jur de 48 sau 49 de mii de mașini. Deci aproape 50 de mii de mașini. Da. Extrem de multe pentru un oraș de dimensiunile noastre, cu o tramă stradală destul de îngustă. Da, construită cândva toată această da. Structură. Tot pe... prin accesarea fondurilor europene încercăm să realizăm acel sistem de monitorizare a traficului, acel infotrafic, dacă vă amintiți din conferințele noastre de presă. Suntem pe ultima sută de metri, să zic, probabil că vom semna contractul de finanțare și atunci vom da drumul la această lucrare. Este absolut necesară. Bineînțeles, odată cu realizarea unui studiu de circulație la nivelul întregului municipiu, să reașez sensuri de circulație, noi am încercat să facem lucrurile mici pe care le puteam face, nu întotdeauna au dat rezultate. Și vă dau un exemplu care nu a dat rezultatele scontate, acest sens unic pe strada Icuza. Icuza, da, corect. Foarte multă lume, da. Foarte multă lume supărată. E adevărat, am încercat. Am încercat să... Așa știți, teoretic, toate ies bine pe hârtie. Da, până să le... Pe hârtie toate funcționează perfect. În momentul în care le pui în aplicare, apar destul de multe necunoscute, ca să spun așa, variabile, și nu mai seamănă ce pe hârtie cu ce în realitate. În ultima ședință de comisie de circulație, comisia la nivelul municipiului, unde participă atât consilier local cât și reprezentanța ai poliției rutiere, ai autorității rutiere române, s-a stabilit revenirea la ceea ce era înainte. Și am ajuns la concluzia că trebuie totuși realizat acel studiu de trafic la nivelul municipiului, așa încât să poți corela o zonă cu cealaltă, adică când faci mici modificări într-o anumită zonă, cu siguranță ți apar probleme în cealaltă corect. Zonă. E foarte ele posibil. Trebuie tratate de oameni de specialitate, oameni care au studii în acest domeniu. Eu știu, cu institutul de cercetări, cum este Incertransul, care cu așa ceva se ocupă, să reușim să realizăm un sistem, un astfel de studiu, care în contrapartidă cu acea parte de monitorizare a traficului, cu amplasarea de semafoare cu program dinamic, nu cum avem în momentul de față cu programe statice bine stabilite, atâta pe fiecare relație și nu poți modifica, ci cu program de trecere care se modifică în funcție de traficul pe o anumită ramură, să mai rezolvăm o parte din aceste probleme. Fără aceste lucruri, sunt convins că încercările noastre, acele mici corecții pe aici, pe acolo, nu o să aibă mari sorți de izbândă. Vă ascultam acum și mi-aduc aminte de două, trei faze petrecute chiar săptămâna trecută. Eram în trafic. E o idee bună că s-a dat drumul pe ambele sensuri pe strada Geneva, strada dintre sau care desparte sediul BNR și a unei bănci comerciale de liceul Tudor Vadimiscu și de facultate. Problema este în giratorul acela, să spunem, micuț de aici, de la tribunal. Și acolo unde, atenție, ținând
ținându-se cont că se iese din giratoriu și din partea cealaltă vine, foarte mulți oameni nu se descurcă la acel punct, pentru că ei rețin să respecte regula giratorului, deși părăsesc. Cei care intră pe Tudor Vladimirescu. Și acolo am văzut chiar 2-3 tentative de accidente săptămâna trecută. Această zonă va fi corectată odată cu reabilitarea străzii Grivița. Acolo trebuie să facem un pic de o anumită modificare constructivă, așa încât să dai posibilitatea celui care aștepte să o ia la stânga să aibă unde să aștepte. Corect. Da? Da. Iar celălalt care vrea să intre pe strada Geneva să poată trece prin dreapta celui care așteaptă să meargă mai departe. Odată cu crearea acelui punct de așteptare, e foarte clar că va deveni clar cine va avea în față și un semn de cedează trecerea și atunci lucrurile se vor stabili. Mai avem o mică problemă în giratoriu de la Tudor Vladimirescu, unde nu se respectă foarte clar benzile de... Sunt două benzi în interiorul sensului. Da, corect. Nu poți de pe banda de lângă pastila sensului giratoriu să mergi în față spre Geneva. Trebuie să fii pe banda exterioară în sens. Acest lucru se va corecta cu odată cu realizarea noilor marcaje rutiere, cu redesenarea săgețelor de dirijare de pe carosabil, așa încât să nu mai există stare de confuzie. Și apropo de asta, ca o paranteză foarte, foarte scurtă, ca să vedem ce înseamnă să nu te încadrezi corect, în Buenos Aires am văzut un documentar, există un girator cu 24 de benzi, iar dacă nu te-ai încadrat corespunzător, ai toate șansele să poți fuma acolo liniștit un pachet de țigări. Iată ce înseamnă și acest, să spunem, spirit în trafic. Și la noi, sensurile giratorii până într-un anumit moment au rezolvat, au rezolvat problema traficului, însă și acestea sunt ok pentru anumite valori de trafic. Odată depășit acele valori, sensul giratoriu creează anumite probleme. Cum e, de exemplu, în acest girator de la Tudor Vladimirescu. E probabil artera cea mai uzitată, cea mai... Da, dimineața este... creează acele curs până la pasarelă, pe partea cealaltă spre pe Republicii, merg până la comisariat. Acolo, într-adevăr, pe aceste valori de trafic apar probleme. Încă o dată spun, un sens giratoriu face față doar pentru într-un anumit interval de trafic. Da. Așa este și tot pentru că vorbim de valori depășite, să nu uităm că infrastructura rutieră a municipiului a fost concepută acum ceva timp pentru un număr total diferit de ceea ce avem astăzi, iar iată, spuneați dumneavoastră, de 48-49 de mii de mașini existente înmatriculate în Târgu Jiu. Gândiți-vă că în fiecare zi vin clar, și aici din vorbim alte de localități și... 65-70 de mii lejer. În momentul în care CNAIR-ul va finaliza centura ocolitoare, ar trebui să scadă un pic valoarea de trafic din oraș, pentru că în momentul de față aproape că ești nevoit să treci prin oraș ca să traversezi orașul. Odată cu aceste rute ocolitoare, cu centura ocolitoare, eu știu, cei care merg dintr-o parte în alta nu au treabă neapărat corect în Târgu Jiu, nu mai au nevoie să intre în oraș și ar trebui să ne scadă un pic valorile de trafic. Sunt mai multe criterii care vor fi luate în calcul în gestionarea acestui trafic. Mă refer aici și la partea de și la acea politică de parcare, dar acestea vor fi puse în aplicare după modernizarea troleului. Întâi trebuie să dăm oamenilor o alternativă ok. Pentru asta finalizarea celor proiecte pe fonduri europene pentru modernizarea troleului ne ajută din plin cu acele autobuze sau trolee cu capacitate extinsă care pot părăsi linia de troleu și vor merge pe motor electric, să zic așa, pe acumulator. Dându-le oamenilor o alternativă ok la față de traficul cu mașina personală, probabil că vor apela la transportul în comun. De fapt,
Asta e și interesul. Poți scădea numărul de mașini care circulă în oraș, punând la dispoziție un transport în comun foarte bine realizat. Și asta sperăm să ajungem și noi. Ideal ar fi, nu știu dacă sunteți în asentimentul meu, dar oricum am ajuns la finalul emisiunii și vom relua această temă cu o proximă ocazie. Ideal ar fi ca tot ce ține de centrul orașului, așa cum vedem în alte orașe din Europa, să nu mai fie tranzitat de mașină, și aici mă refer nici ceea ce este pe lângă. Dar suntem la intersecția două drumuri naționale, DN66, DN67, care se întâlnesc fix la în centrul orașului. Aici la noi. Centura ocolitoare ar trebui să rezolvă o bună parte din aceste lucruri. Probabil că CNAIR-ul va relua lucrările și până la urmă o să ne alege cu o centură. Așa este. Stimate domnă, mulțumim pentru prezență. Când programul încărcat pe care îl aveți vă permite, vă așteptăm la o nouă discuție despre starea administrativă a municipiului. Până atunci însă multă putere de muncă și să ne revedem sănătoși. Vă mulțumesc mult. Doamnelor, domnilor, o zi cât mai plăcută și un sfârșit de săptămână cât mai plăcut. La revedere! Analizăm la cald cele mai fierbinți evenimente ale zilei. Voci avizate, analiști și personalități ale vieții politice sau culturale vor diseca aspectele controversate ale evenimentelor. Materia primă cu care lucrăm este informația, iar rețeta este neschimbată. La obiect, o emisiune cu atitudine. Începând cu ora 13:10 la Radio Accent. La obiect, cu Ionuț Catrina.